Zilele de 16 și 17 octombrie reprezintă în fiecare an momente de bucurie duhovnicească pentru Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În data de 16 octombrie 1996 ajungeau de la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași la Galați moaștele Sfântului Apostol Andrei. Astăzi, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Eparhială. Pe tot parcursul zilei, credincioșii au avut posibilitatea de a se închina la racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Andrei, aflată în patrimoniul Reședinței Arhiepiscopale. Acum 26 de ani, în 1996, Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei, a fost ales de Dumnezeu să unească apostolatul creștin la români prin Sfântul Andrei, chemând cinstitele moaște de la Patra din Grecia, lângă cinstitele moaște ale Sfintei Parascheva la Iași, iar pe drumul ceresc de la Hristos, prin istoria de două ori milenară a creștinilor din România, în acel an peste 1 milion de români au venit să-și recunoască încreștinătorul, iar încreștinătorul recunoaște în păstorul bisericii de azi, pe ziditorul Catedralei Mântuirii Neamului, care a fost sfințit altarul ei, al catedralei, prin mâna celor doi patriarhi de Constantinopol și de România, dar era de față și mâna prin moaște a Sfântului Andrei. Acea mână sfințitoare să întărească credința și să ne ajute să redevenim apostoli, vestitorii Evangheliei Păcii, pentru unitatea credinței în legătura păcii poporului român. Întrucât ieri s-au împlinit 100 de ani de la momentul încoronării regilor Ferdinand și Maria, iar majestățile lor sunt ctitori ai Catedralei Arhiepiscopale, ierarhul i-a pomenit astăzi în cadrul unui parastas.